Salutare, oameni buni! Hai să ne jucăm un joc. Acum nu e orice joc, e Flight Simulator de la Microsoft. Se pot face challenge-uri, se pot face activități, zboruri de antrenament. E foarte dificil de pilotat un avion. Și se mai poate face zbor liber în toată lumea, în orice loc din lumea asta. Hai să vedem cum ar arăta un zbor pe aici, pe deasupra lacului, izvorul muntelui. Uite, aeroportul e așa. Ne punem, să zicem, punct de plecare de aici, din mijlocul lacului, cu avionul ăsta. Cred că e primul joc de genul ăsta unde, în care și ia detalii date și de pe satelit, dar și generate automat. Mă refer la munți, dealuri și clădiri. Deci avem prea multe, chestii pe care se pot face. Dar eu încerc doar să pilotez. Și așa e foarte, foarte complex. Foarte greu de manevrat. Suntem pe malul lacului, izvorul muntelui. Curăm motoarele mai încet, trebuie să țin cont și de altitudine și de viteză. Așa. Hai să vedem cum randează Chahlău în stânga. Nu cine știe ce. Dar cu cât te apropii mai mult, cu atât își ia detalii mai multe de pe live streaming, de pe internet. Asta e lacul. Și vreau să ajung la coada lacului, pe la noi, pe aici, pe comună. Să vedem cum arată cum arată comuna și județul văzut de sus. Microsoft Flight Simulator. Cu cât ne apropiem mai jos, cu atât vedem și brazii și casele și absolut tot. Aici, în dreapta, e hangul. Da? Avem hangul. Chirițeni în față. Uite, dar stai că e foarte, foarte greu de pilotat ăsta. Are și un pic de întârziere la comenz. Durăm mai încet. Durăm mai încet motoarele. Mă chinui ei să-l țin. Să-l țin pe linia de plutire. Am și altitudine și direcții și viteză. Da, în jos aici e Bistricioara. În stânga aici Hlău, aici ar trebui să fie Debarcadero. În față. Vreau să mai cobor un pic din altitudine. Da, aici e satul Chahlău. Școala, cu primăria, cu ce e aici jos, uite și mașinile pe stradă. Încerc să cobor, dar fără să o dau în bară, că asta e foarte, foarte dificil. Uite și spitalul și sala de sport din Chahlău aici jos. Opa. Da, vedeți voi, mai bine eu mă chin aici să mă lupt cu păsărul ăsta. Stânga e Bistricioara, hai și punem Bistricioara. Așa. Clădirile sunt randate automat. Nu este cineva care să determine înălțimea, forma. Sunt doar luate, depinde că aici și drumul, cum e aici la pod. Hai să o luăm în dreapta înapoi, înspre Poiana Teiului, la viaduct, dar trebuie să se scap cumva din valea asta de aici. A făcut o manevră bruscă. Opa! Asta te duce cu crasă în sus, dacă nu ești atât. Și imediat îl scap, că te-am viteză mare. Bun, din Bistricioara, în stânga acolo e stânga sus, e stâna de la Mălușteț, pentru cei din zonă.
trebuie să trece pe deasupra satului Călugăreni. Ia uite aici. Da, sunt și blocuri la din Călugăreni. Interesant. Se vede și umbra avionului, ia să încerc să iau mai jos. Și ajunge la coada lacului, la... la viaduct, ia și formă are viaductul. Și asta era dat automat din satelit, din jocul ăsta, habar n-am cum se lucrează. În stânga văd că piatra Teiului nu există, e aplatizată, dar viaductul seamănă cât de cât și în centru aici, la Poiană. Sunt destul de bine randate, na, mă rog, drumul e cam câș. Dar să văd totuși clădiri, uite, deja am ajuns în Gura Faurului. Gura Faurului. Satul Poiana Largului, incredibil, uite, curba de la Floreni. Mașinile luat-o pe margine. Și ar trebui să fie biserica din muncă, mă rog. Nu știi jocul ce e acolo. Gura Mogorogii, Valea Largului. Incredibil, cât e de fain să te joci în timp real, oriunde în lumea asta. Poți să joci în orice oraș, orice sat, orice... Uite ce Gura Dârțului. Și urcăm pe Valea Largului, în stânga e școala, dar ce școală, zici că e un spital de... cu nu știu câte etaje. Gura Țiganului. Avem pensiunea Paradiso jos, din Petru Vodă. Suntem în satul Petru Vodă, da? În dreapta e Coroiul, biserica, trebuie să fie, văd cimitirul, dar nu am văzut forma bisericii, mergem mai la deal. Dacă ieși. Sunt coșul de altitudine. Aici e fundul largului, așa se cheamă la noi. Hai să intrăm la mănăstirii la Petru Vodă, în stânga. O luăm de pe DN15B. Uite și pensiunea Geona acolo cu roșu și construcții impunătoare. Gura Cinele, bă, dar... Să nu scăpă copaci pe aici până. Pe dealurile astea, că e greu. Și mai avem puțin. Deja se vede ansamblul de la mănăstirea Palatin, mănăstirea din Maici. Nu văd mănăstirea, dar e aici așa jos. Bulătău aici, deja văd grădina mea cu niște fânării pe acolo. Și mai avem un pic până la, uite, Poiana Hașca, pe, lângă mănăstirea Petru Vodă. În stânga e stâna de la Hașca, jos, mănăstirea Petru Vodă. Ia să încerc eu să nu fac mare. Aici e mănăstirea, e cam aplatizată și asta. Stâna de la Răscoale, stai că mi-a luat o raznă, viu. Foarte, foarte greu, mă prăbușesc aici. Are întârziere la comenz, de asta nu-mi place, nu știu exact. Ar putea să fie și un mod mai ușor de pilot automat, ceva. Am întors, deja văd ce aplău în vale. Mai pe Valea Bistriței un pic, să trecem dealurile. Și se vede pe hartă. Opa, nu știu ce am făcut, dar e greu. E foarte greu de pilotat. Dar ne jucăm și noi. Vedem cum arată dealurile astea. Aici e stâna de la poartă sau baie, nu mai știu. Sustare, am trecut dealul. Mai dau o tură pe lângă viaductul de la Poiana Largului. Imediat coborâm și urcăm pe Valea Bistriței.
facem dreapta, trebuie să fie stâna de la Bostanu. Aici jos, da, se vede. Și viaductul, lacul, coada lacului, în fătură. Hai să luăm frumos în tot pe Valea Razului, în sat. E primul joc de genul ăsta, e creat în 2020, așa că nu e foarte precis, dar e de apreciat totuși câte detalii sunt. Adică viaductul aici, din nou, nu i-a păstrat forma, dar forma reală, dar am zis, pentru început e foarte, foarte fain. Acum trecem pe deasupra pietrei T-ului, nu se vede decât forma 2D, aici ar trebui să fie benzinăria Petrom. Și sat, primele sate de pe, din zona asta în deal, pe Valea Bistriței, Roșeni în stânga, după aia Topoliceni. Uite și mașinile pe stradă. Da, asta e satul Topoliceni. Încet, încet mă învăț și eu cu nebunia asta de joc și de... Și acum intrăm în satul Poiana Teiului, stânga hidrocentrală, aici e primăria, biserica, e, mă rog, bisericile văd că nu sunt randate foarte bine, nici alte clădiri, nu sunt făcute de cineva, uite școala, în dreapta jos. Podurile văd că sunt destul de bine desenate. Deja am luat-o pe arătură. Am să iau deasupra drumului. Aici e satul dreptul. Mergem încet la deal. Bistriței, râul Bistrița, dealurile din împrejurim. Drumul continuă în partea stângă acolo. Deci mașina are o turbă mare, e mai dificil în cazul ăsta. Și e satul frumos. Poate recunoașteți dealurile. Sunt clădiri și pe dealuri, vânăriile sunt replicate cât de cât și stânile. Pur și simplu unde a fost o imagine din satelit cu clădiri, ceva pătrat. În jocul ăsta s-a randat automat clădirea tridimensională. În alte orașe din țară și din lume sunt randate mult mai bine, chiar de către angajați, de către oameni, de către cei care au lucrat la jocul ăsta. Am trecut prin Farcașa. Satul Stejarul. Nu. Dacă nu te bușesc în casă la oameni. Ia. Fain, da. Atât am reușit să fac de data asta. Îmi cer scuze proprietarului. Sper că nu i-am distrus casa, dar văd că nu are nicio zgrietură. E ok, pentru să-mi iau avionul de acolo. Și asta a fost Asta e lacul, că aici am început. Da. Dacă v-a plăcut, poate o să mai fac clipuri de genul ăsta. Da, sunt în pământ aici, pe drum. Toate sunt date peste cap. Mai are control. Oprim motorul. De acum am oprit motoarele, sunt două. Ok, parking brake. Multe jucării pe aici. Asta e bun. E de fapt un simulator de zbor, dar ne jucăm și noi cât ne pricepem.